Hei, salut! Puzzle-urile și cuburile lui Rubik au devenit foarte populare în ultimii ani. Jucăriile care te scot din zona de confort și îți pun mintea în mișcare. Și astăzi vreau să te învăț să rezolvi cubul lui Rubik 3x3. Hai să începem! Îți voi prezenta cel mai simplu mod de rezolvare, după care m-am învățat și eu acum vreo 7 ani. Și vreau să-ți spun că este foarte important ce fel de cub folosești. Țin minte când rezolvam un cub chinezesc de la piață și mai tare mă enervam decât mă bucuram de proces. Acesta este un cub Moyu RS3M, dacă nu mă greșesc, cu mecanism magnetic, care îți permite să schimbi forța rotirii ca să-ți fii mai comod, mai greu sau mai ușor. Și îți permite rotiri mult mai rapide. Bine, hai să-l încurcăm. Cam așa. Așa, voi încerca să explic cât mai simplu și clar de înțeles pentru orice începător. Sunt 5 etape în rezolvarea cubului 3x3. Prima este crucea albă. Desigur, poți începe cu orice culoare, dar majoritatea tutorialelor încep cu partea albă, căci așa este mai comod. A doilea etapă sunt colțurile albe pentru a avea o parte deja rezolvată. A treia etapă sunt muchile din mijloc, a patra crucea galbenă și ultima colțurile galbene. Cam atât. Deci hai să încep cu crucea albă. O poți strânge direct aici, la centrul alb, dar pentru a nu te încurca, îți propun să o strângi aici, în jurul centrului galben, adică vis-a-vis de punctul alb. Vreau să menționez pentru începători că centrele la cubul 3x3 nu se încălcesc între ele. Adică unde avem centrul galben, aici va fi fața galbenă. Unde avem centrul verde, aici va fi fața verde. Și mereu, galben va fi opusul lui alb. Portocaliu sau oranj va fi opusul lui roșu. Verde este opusul lui albastru. Acum, intuitiv, încearcă să strângi muchile care conțin culoarea albă, cum este aceasta, în jurul centrului galben. Ținând centrul galben în partea de sus, îți va fi mult mai ușor. Rotește cubul în fața ta până când vezi o muchie albă ce se uită la tine și se află în stratul de mijloc și o ridici sus. Așa facem cu toate muchile. Aici alta, o ridici sus. Când te afli în situația că ai o muchie în față care se uită la tine, dar nu o poți ridica sus pentru că locul de sus deja este ocupat cu o altă muchie albă, atunci rotim partea de sus, eliberând locul și ridicăm muchia sus. Așa. Altă situație este când muchia cu culoarea albă se uită la tine, dar se află în partea de jos. Atunci eliberez locul de sus, în felul următor. Aducem muchia albă în dreapta sau în stânga, nu importă. Și pentru a o ridica sus, eliberăm locul acesta. Așa, așa. Și ultima situație ar fi când muchia cu culoare albă s-ar afla de sub, aici. E nimic mai simplu. Fix așa. Eliberăm locul deasupra ei, aici, și o ridicăm sus. Cam atât. Alte situații pentru a face această floare n-ar trebui să fie. După ce vezi toate muchile albe sus, în jurul centrului galben, ținând în continuare centrul galben în sus, rotești stratul de sus până când se va alinia culoarea centrului din fața ta cu culoarea muchii. Așa. Roșu. Portocaliu. Asta este. Acum rotești muchia albă la 180 de grade, deci cu fața în jos. Întoarcem cubul la stânga sau la dreapta și facem la fel cu toate muchile. Deci, asta deja s-a aliniat. O cobor jos și iar. Aici e verde. Căutăm centru verde,
o coborăm jos. Și ultima este roșu. Căutăm centrul roșu și o coborăm jos. Cam așa. După ce ai întors toate muchile albe, întorci cubul și tadan, crucea este rezolvată. Oranj aliniat cu oranj, verde cu verde, roșu cu roșu, albastru cu albastru. Dacă culorile centrelor se potrivesc, treci la următorul nivel. Dacă nu, mai încerci. Așa, pasul 2 sunt colțurile albe. După cum vezi, unul deja stă bine. Hai să-l facem așa, așa. O facem în cel mai rău caz când toate patru nu sunt aranjate bine. Ținând cubul cu partea albă în sus, identifică un colț care conține culoarea albă. Cel mai simplu să-l găsești în partea de jos și să-l poziționezi cu fața la tine. După ce culoarea albă se uită la tine, vezi ce culoare are într-o parte. Este oranj și este deja aliniat cu mijlocul oranj. De exemplu, dacă nu este aliniat, te uiți, vezi că este oranj, cauți centrul oranj și l-ai aliniat. Asta ne arată că poziția acestui colț se află aici sus. Pentru a-l potrivi la locul său, nu poți doar să-l ridici sus, deoarece se strică muchia care deja o avem la locul ei. Atunci schimbi colțul acesta în partea opusă a stratului din fața ta. Coborâm locul în care ar trebui să punem colțul, aducem colțul aici și îl ridicăm sus. Deci, cum vezi, oranj aliniat cu oranj, albastru cu albastru. Colțul este poziționat corect. Așa facem cu toate. Găsim colțul, ne uităm ce culoare este aici, roșu. O aducem la centru roșu. Așa. Îl punem să se uite la noi. Ferim în partea opusă a stratului din față. Coborâm locul. Punem colțul. Suim locul. Cam așa. Sunt două situații în care ar trebui să procedezi altfel. Prima este când colțul potrivit se află cu culoarea albă în jos. În acest caz îl dai într-o parte și deja poți observa că culoarea albă a ieșit în față, dar muchia de aici a coborât jos. Duci colțul în spate pentru a elibera partea din față, ridici muchia în sus și aduci colțul acolo unde trebuie, adică cu culoarea roșie aliniat cu centrul roșu. Și facem la fel. Alb se uită la tine, îl dai în partea opusă a stratului din față, cobori locul, pui colțul, pui locul. Al doilea caz este când colțul se află în partea de sus, dar nu este poziționat cu culorile corecte. Faci la fel. Cobori colțul jos și deja vezi că se uită cu fața la tine. Deci este bine. Îl dai în spate, aduci muchia la locul ei, aduci colțul cu fața la tine, te uiți dacă este poziționat corect cu centrul corespunzător, o dai în stânga, cobori locul, pui colțul, sui locul. Atât. Pasul 3. Întorci cubul cu partea albă în jos și trecem la al doilea strat al cubului, adică la cele patru muchii care se află aici. Verde cu oranj, oranj cu albastru, albastru cu roșu, roșu cu verde. Deci, cum ai observat, nu am spus culoarea galbenă, pentru că culoarea galbenă se află sus. Nu putem avea o culoare galbenă aici în mijloc. Ținând cubul în continuare cu centrul galben în sus, identifică o muchie din partea de sus care nu conține culoarea galbenă. Rotești cubul. Când ai găsit-o, aliniază culoarea care o ai în fața ta a muchiei cu centrul. În cazul meu este verde, cu centrul verde, rotind partea de sus. Deci, aici este. După care te uiți în care parte ar trebui să cadă această muchie. În dreapta sau în stânga. Deci, vedem centrul roșu cu
centru verde, deci avem muchia roșu cu verde. Ar trebui să cadă aici. Dacă este în partea stângă, duci muchie de sus în partea dreaptă, adică în partea opusă a locului unde ar trebui să coboare. După care ridicăm locul sus și după asta le întoarcem înapoi. Adică aducem muchia înapoi aici și aducem locul înapoi aici. Acum poți vedea colțul alb împerecheat cu muchia corespunzătoare. Pentru a le aduce la locul lor, vei face exact ca la etapa numărul 2. Întorci cubul cu albul în sus, vezi ca culoarea albă să se uite la tine, o dă în partea opusă a stratului din față, cobori locul, pui colțul, ridici locul. Numai că de data aceasta îl ai deja cu muchia potrivită. Întorci cubul cu partea galbenă în sus și faci la fel cu toate muchile care nu conțin culoarea galbenă, deci oranj cu verde. Găsim oranj, dăm muchia în partea opusă a locului unde trebuie să coboare, ridicăm locul, aducem muchia înapoi, coborâm locul înapoi. Iarăși, aceeași situație. Întorci cubul, poziționezi culoarea albă la tine, ducem colțul, coborâm locul, aducem colțul, îl ridicăm în poziția corectă. Mai avem o muchie. Mai găsim o muchie. Aici este albastru cu roșu. Deci ar trebui să vină aici. O dăm în partea opusă. Ridicăm colțul. O aducem înapoi. Aducem colțul înapoi. Le avem aici. Faci la fel. Hop. Duci colțul aici. Cobori locul. Pui colțul. Ridici locul. Așa, avem trei muchii la locul lor. Unica situație care poate apărea diferit aici este că muchia să se afle la locul potrivit, dar cu culorile greșit poziționate, cum vezi. Atunci aplici același algoritm, doar ca să o schimbi cu una de sus oarecare. Cum vezi, sus avem doar galbene. Deci una oarecare aici. O ducem în partea opusă, dăm colțul în sus, aducem muchia, aducem colțul. Așa, colțul îl avem aici. Îl punem sus la locul lui, duci colțul, aduci locul, pui colțul, sus. Cum vezi, aici a apărut roșu cu galben. Asta este sus. Deja când se află în stratul de sus, știi ce să faci. Și așa ai rezolvat jumătate din cubul Rubik. Până aici a fost relativ ușor. Acum va trebui să ieși din zona ta de confort și să înveți niște algoritme. Îți recomand să repezi după mine mai multe ori și așa creierul tău va învăța mișcările necesare. Atunci vei putea rezolva cubul super easy. Hai să trecem la etapa numărul 4. Sunt 4 situații care pot apărea după ce ai strâns muchile din mijloc. Prima ar fi punctul galben, adică ai doar centrul galben și restul sunt alte culori. Atrage atenția doar la cruce, la mijloc și la muchii. La moment colțurile nu te interesează. A doua situație poate fi o bifă sau litera L, cum avem acum în față. A treia situație, poți avea o linie, așa sau așa. Și ultima este chiar crucea. Deci, indiferent de situația care apare, algoritmul este același. Să presupunem că ai cea mai rea situație. Doar centru. Cum am spus, la colțuri nu atrage atenția. Acum ne interesează crucea. Avem centrul galben. Foarte important să repeți algoritmul, ținând cubul cu centru galben în sus și cu roșul în fața ta sau cu orice altă culoare. Important să nu schimbi culoarea din față până când nu se termină algoritmul.
Așa, partea din față coboară în dreapta, partea din dreapta se duce în spate, partea de sus, așa. Cum ai văzut, toate s-au mișcat în direcția acelor ceasului. Acum le întorci înapoi, doar că în altă ordine. Primul acesta din dreapta coboară, partea de sus vine înapoi și asta din față înapoi. Și apare a doua situație unde avem bifa sau leul. Acum important să o poziționăm în felul următor. O mughie galbenă în spate și una în stânga. Repetăm algoritmul. Coboară în spate, în stânga. Le întoarcem înapoi în altă ordine. Coboară în dreapta și asta coboară. După cum vezi, apare a treia situație unde avem linia. După încă o repetare de algoritm, se va transforma în cruce. Poziționez linia în felul următor, nu așa, ci așa. Și repet algoritmul. Coboară în spate, așa. Înapoi. Coboară în dreapta și coboară fața. Dacă ai făcut tot corect, ar trebui să ai crucea galbenă făcută. Cam așa. Acum te uiți dacă centrele cubului se potrivesc cu culorile crucii. Cum vezi, oranj cu albastru nu se potrivește. Punem la oranj. Și avem oranj, albastru se potrivește, dar verde cu roșu nu se potrivesc. Și aici poți întâlni trei situații. Prima este când culorile se potrivesc toate și treci la etapa următoare. A doua este când două culori opuse sunt poziționate corect și altele două nu. Și a treia situație, cum o am eu acum, două culori una lângă alta sunt bine poziționate și altele două sunt poziționate rău. Să presupunem iar că ai cea mai rea situație. Două culori opuse bine și două rău. Adică albastru ar trebui schimbat cu verde. Cam așa. Ținând cubul cu galben în sus, faci următorul algoritm și nu contează ce culoare ai în față. Ridici partea dreaptă în sus, partea de sus în stânga, coborăm înapoi partea dreaptă, mai mișcăm o dată partea de sus, ridicăm partea dreaptă, rotim partea de sus până când vedem că colțul alb vine aici, adică de două ori, 1, 2. Aici s-a făcut bine, coborăm și potrivim culorile verde, albastru, oranj, roșu. Nu este bine, albastru, roșu. Deci am ajuns la a doua situație, când două vecine sunt bine și două rău. Cu același algoritm vei schimba verde cu oranj. Aici este important ca una din culorile corecte poziționat să se afle în spate și alta în partea dreaptă a cubului. Una greșită în față și alta greșită în stânga. Repetăm algoritmul. Ridici partea dreaptă, muți colțul, cobori partea dreaptă, muți colțul, ridici partea dreaptă, aduci colțul, cobori. Acum aliniez muchile cu centrele corespunzătoare. Și ar trebui să coincidă toate la locul lor. Verde, oranj, albastru, roșu. Deci, crucea este rezolvată corect. Ai ajuns la ultima etapă de rezolvare a cubului. Aici, la fel, poți avea trei situații. Prima, cea mai bună, este care o am eu acum, când toate colțurile sunt poziționate corect, chiar dacă nu toate culorile sunt puse bine. A doua situație este când un colț stă bine și trei stau rău. Și ultima situație, când toate colțurile sunt poziționate rău. Și iar o să încep cu cea mai rea situație. Așa, toate colțurile sunt poziționate rău.
Cum vezi asta? Aici, de exemplu, ar trebui să fie un colț cu culoarea roșie, albastră și galbenă. Noi avem roșu, verde, galben. Deci, nu e corect. La fel toate. Aici îți voi arăta un algoritm simplu care va schimba aceste trei colțuri între ele. Deci, cum toate colțurile sunt poziționate greșit, îl ții în felul următor, sau așa, sau așa, nu importă. Important e cu centrul galben în sus. Deci, ridici partea dreaptă în sus, duci colțul în spate. Ridici partea stângă în sus, duci colțul în spate. Respectiv, ăsta vine înapoi. Îl coborăm, îl aducem pe ăsta înapoi, îl coborăm. Aliniem centrele. Și acum poți vedea a doua situație, unde unul din colțuri este poziționat corect. Și trei sunt poziționate greșit. Acum, repetăm același algoritm, poziționând colțul corect în partea stângă. Cum ți-am spus, acest algoritm schimbă aceste trei colțuri între ele. Ăsta va rămâne nemișcat. Repetăm algoritmul. Ridici partea dreaptă, duci colțul în spate. Ridici partea stângă, duci colțul în spate, cobori partea dreaptă, aduci colțul, cobori partea stângă. Aliniez centrele. Dacă iar sunt poziționate rău, mai repeți o dată. Așa. Acum avem toate colțurile poziționate corect. Verde, galben, oranj, centru verde, galben, oranj. Așa sunt toate. Și la fel poți avea mai multe situații. Prima situație este atunci când cubul este rezolvat 100%. A doua situație când două stau perfect și două nu. A treia când unul stă perfect, cum îl am eu, și trei răsucite. Și a patra când toate sunt răsucite. Ca de obicei, îți voi arăta situația când toate sunt încurcate. Așa, toate sunt poziționate corect, dar cu culorile răsucite, adică încurcate. Așa, îl pui cu o culoare la tine, albastru, roșu, nu importă, care îți place mai tare. Important e să-l ții așa până la sfârșit. Dacă în timpul procesului algoritmelor îl vei schimba, păi ar trebui să începi totul de la început. Deci voi alege oranj. Așa. Acum îți reprezint algoritmul meu preferat, care îl numesc PIF-PAF. Este super simplu de realizat și cu ajutorul lui colțurile se răsucesc și se pun în poziția corectă. Voi lucra cu colțul din dreapta. Îl cobori jos, îl duci în stânga, sui sus, îl duci în dreapta. Atât. Acesta este tot algoritmul. Repeți acest algoritm până când colțul nu va veni bine la locul său. Jos, stânga, sus, dreapta. Când vezi că ai colțul bine poziționat, indiferent ce se întâmplă mai jos, că tot cubul este încurcat, aduci în acest loc alt colț care l-ai stricat. Din spate sau din stânga, nu importă. Și iarăși pif-paf. Jos, stânga, sus, dreapta. Jos, stânga, sus, dreapta. Jos, stânga, sus, dreapta. Jos, stânga, sus, dreapta. Iarăși a venit la loc. Aducem alt colț. Jos, stânga, sus, dreapta. Jos, stânga, sus, dreapta. Jos, stânga, sus, dreapta, jos, stânga, sus, dreapta. Așa, avem încă un colț bine pus. Îl aduci pe ultimul și iarăși pif-paf. Jos, stânga, sus, dreapta, jos, stânga, sus, dreapta. Și cubul este rezolvat. Super, nu?
pune un like dacă ți-a plăcut și scrie în comentariu cum ți-a părut modul de explicare, ușor sau greu. Abonează-te ca să vezi și următoarele tutoriale despre puzzle-uri și diverse cuburi interesante. Pe curând!